Bine v-am găsit! Cadoul meu de Crăciun pentru dumneavoastră este că am invitat-o astăzi alături de noi pe colega mea, doamna dr. Vanda Sărițeanu, care pe lângă faptul că este medic ginecolog specialist, este și tehnician nutriționist și este supra-specializată pe partea de nutriție, mai ales în ceea ce privește sarcina și alăptarea. Dar sigur, colega mea se ocupă și de nutriție în general, însă focusul nostru de astăzi este discuția despre cum anume ar trebui noi să gestionăm problemele de obezitate în sarcină, cum anume ar trebui să gestionăm nutriția per total, da? Ca să avem un câștig poate dar cât mai bun și, eu știu, să știm dinainte cam la ce complicații ne supunem dacă ieșim cumva din schema de normalitate. Bine ai venit, Vanda! Ne bucurăm că ai venit alături de noi! Și bine te-am regăsit! Ne bucurăm mult că ai venit! Da, în mod cert, doamnele care ne urmăresc o să fie super încântate pentru că o să le aduci o mulțime de informații foarte prețioase, care în mod normal costă foarte mult la toate consultațiile la nutriție în general. Timp, da, așa sunt costisitoare și sunt niște informații foarte prețioase și foarte valoroase pe care în mod cert, cel puțin femeile care își doresc un copil sau care sunt deja însărcinate, o să le considere foarte binevenite. Aș vrea să începem întâi să ne povestești despre cât de frecvente sunt situațiile în care femeile fie înainte de sarcină, sunt deja, să spunem, obeze, fie devin obeze pe parcursul sarcinii. Din nefericire, în ultimul timp, acest aspect a crescut destul de mult în practica curentă. Spun asta de ce? Pentru că acum 5 ani, cred că incidența era de o pacientă supraponderală obeză la 10 paciente. Acum să zic că ar fi cam 3 din 10 da. Paciente sunt cu greutate peste cea normală. Uh-huh. Dacă, de exemplu, femeia deja, în momentul în care își planifică o sarcină, este pe o greutate crescută sau chiar în obezitate, care ar fi, cum ar trebui să gestioneze situația? Ar trebui să țină un regim înainte sau să, eu știu, să facă alte demersuri mai complicate de atât? În situația în care ea nu este, nu are sarcina obținută, recomandarea este să slăbească măcar cu un an înaintea sarcinii. Uh-huh. Și dacă este obeză, să încerce cât se poate să aibă un câștig ponderal mic, cât mai mic în sarcină. Uh-huh. Da. Da. De exemplu, foarte frecvent suntem întrebate la cabinet, da, cum știi și tu, femeile care, de exemplu, sunt într-o situație destul de disperată, adică au 100 și mult de kilograme, și își doresc o sarcină, pe lângă faptul că obezitatea per total este o problemă în concepție. Așa, toată lumea se teme de obezitate în sarcină și pacientele, dar și medici în general. Și sunt multe doamne care, de exemplu, chiar își propun să apeleze la tehnici chirurgicale de tip gastric sleeve ca să piardă repede și mult în greutate în scopul de a, nu știu, de a nu întârzia foarte mult apariția unei sarcini, de a nu aștepta un an, 2, 3, 5 până slăbesc ele la o greutate în jur de 60, să zicem, da? Recomanzi genul ăsta de abordare pe varianta chirurgicală ca scurtătură? În primul rând, dacă s-au epuizat celelalte variante, sigur, deoarece obezitatea are mai multe complicații pe sarcină decât operația în sine. Recomand peste 120 de kilograme această operație și abia după normalizarea greutății obținerea sarcinii. Dar în același timp, știu că mi-ai povestit odată despre chestiunea asta legată de disciplina care totuși trebuie păstrată după această operație în scopul de a nu reveni, nu? Că până la urmă este vorba, da, obținem o greutate rapid, dar felul în care suntem educați să mâncăm... Sigur, trebuie să deprindem obiceiuri alimentare sănătoase în funcție de alegerile noastre personale. Uh-huh. Și să nu credem că dacă ne-am operat, lucrurile va fi o minune în viața noastră. Da. Dacă nu vom avea niște obiceiuri, repet, alimentare sănătoase, practic, într-un timp mai lung, vom acumula din nou kilogramele. Poate nu într-atât cât le-am avut, însă... Da, tendința spre a te îngrășa va fi aceeași. Da. Ce ne poți spune despre pacientele care justifică excesul ponderal prin faptul că au probleme cu glanda tiroidă? Așa cum știm, glanda tiroidă atunci când nu funcționează poate să ne dea niște semne, printre care și o acumulare excesivă de kilograme. Însă, perioada de timp în care le acumulăm este una foarte, foarte scurtă. Nu putem acumula 30 de kilograme în... nu știu, în câțiva ani și să dăm vina pe glandă, sigur. Da. Într-adevăr, este foarte frecvent această întrebare.
Odată cu normalizarea glandei tiroide și cu stabilirea schemei corecte de tratament de la medicul specialist, uh-huh. Exact, cu siguranță tendința nu va mai fi spre îngrășare, însă pacienta nu va slăbi. Da. Va avea nevoie în continuare de o evaluare nutrițională și un plan alimentar corespunzător. Da, este o chestiune care foarte frecvent o auzim, că eu m-am îngrășat pentru că am probleme cu glanda, dar în ziua de astăzi să știți că tratamentele sunt foarte bune, adică chiar și persoanele care au această problemă de obicei nu sunt nediagnosticate, adică sunt în evidența unui medic endocrinolog, el cu un tratament, bineînțeles, da, adaptat respective persoane, îi normalizează funcția tiroidiană, dar nu o să se ocupe neapărat medicul endocrinolog ca să vă reveniți la forma bună. Da? Deci aveți nevoie de un consult nutrițional foarte important și, bineînțeles, și în sarcină. Adică dacă s-a întâmplat să fiți cu hipotiroidie și sarcină, este absolut esențial să aveți și o consultație la medicul nutriționist. La începutul sarcinii se recomandă, da, o reevaluare la medicul endocrinolog. Sigur. Da. În regulă. Acum aș vrea să ne povestești puțin. Care ar fi impactul obezității asupra sarcinii? Impactul, din păcate, este atât pentru mamă cât și pentru făt. Uh-huh. Da? Pe lângă faptul că fătul are tendința de a se adapta, practic, la condiția nutrițională a mamei și, bineînțeles, ulterior, cu consecințe nefavorabile, are tendință crescută de a dezvolta boli cronice, cum ar fi diabetul zaharat, boală cardiovasculară, sindrom metabolic. Nu neapărat imediat în primii ani, dar chiar imediat, și la viața de adult, viața adultă, a copilului. Da. Vorbim când organele ajung la viața uh-huh. adultă. Exact. Dintre complicațiile cele mai importante ale mamei ar fi diabetul gestațional, e pe primul loc din punctul meu de vedere, urmată de preeclampsie și, adică, o complicație a tensiunii, de sarcină. Da. Exact, o hipertensiune gestațională, uh-huh. Clar, prognosticul este influențat negativ la pacientele obeze, având în vedere nașterea naturală, adică da. Marea majoritate au complicații și ajung să se sfârșească sarcina prin nașterea naturală. Dar și cezariana este grea. Adică, până la urmă, pentru noi ca medici, așa, când e vorba să asistăm la nașteri, la femeile obeze se întâmplă că obosesc foarte repede, adică nu au aceeași forță, da, să ducă un travaliu până la capăt, cel puțin în perioada expulziei, chiar unele dintre ele se epuizează și gâfâie foarte tare și abia reușesc să stea într-o poziție comodă, apoi să mai și nască. Să nu mai vorbim de masa ginecologică. Da, care are o limită. Limita mesei ginecologice și la naștere naturală și la cezareană este de 140, maxim 160 de kilograme în anumite săli de operații mai performante. Deci există femei care rămân însărcinate la 130 de kilograme. Deci vorbim de așteptăm la niște complicații, dincolo de partea post-operatorie sau post-naștere, care iarăși nu pune niște probleme vis-a-vis de plagă. Există risc de suprainfecție pentru că se creează un pliu, să spunem, da, al burții și cezariana, zona de incizie, se face într-o zonă astfel încât este greu și de îngrijit ca și plagă post-operator, dar se transpiră în zona aia, da, este greu oxigenată și în practică apar mai frecvent infecțiile respiratorie la plagă, la cezariană, dar și nașterea naturală pune niște probleme deosebit de serioase, într-adevăr. Și evenimentele embolice de asemenea la pacientele obeze sunt și atât pre-naștere și post-naștere, adică înainte și după poate fi complicat pentru ele. Ca idee generală, obezitatea nu este de dorit în sarcină, adică noi ne dorim ca femeile care sunt supraponderale sau obeze să meargă în cel mai scurt timp, dacă își propun o sarcină, la o evaluare nutrițională. Și, bineînțeles, asta le va ajuta și să conceapă mai ușor, pentru că, bineînțeles, obezitatea vine la pachet cu niște probleme legate de concepție, așa, dar un medic nutriționist, un tehnician nutriționist bine pregătit o să vă ajută să aveți o scădere în greutate potrivită și adaptată dumneavoastră, astfel încât să vă potențați șansa și de a concepe ușor și de a avea complicații cât mai reduse pe sarcină, dacă despre asta este vorba. Bun, haideți să vorbim puțin despre care ar fi planul nutrițional ideal în sarcină. Cât ar trebui să câștige ca și greutate în sarcină o gravidă normală? Bun, dacă vorbim de o gravidă cu greutate normală, potrivit înălțimii ei și vârstei, bineînțeles, ar trebui să câștige undeva între 11 și 16 kg. Da. Dacă vorbim de o pacientă subponderală, adică prea slabă. Prea slabă, sigur, cu un indice de masă corporală, că practic el ne arată unde ne încadrăm, uh-huh. Ar trebui să urcăm un pic mai mult spre 18 kg.
dacă suntem deja supraponderale, adică avem, suntem un pic peste limita superioară a greutății normale, este între 7 și 11, iar dacă vorbim despre obezitate, un indice de masă corporală peste 30, vorbim de 5-9 kg. Recomandarea ar fi să nu se depășească mai mult de 7 kg la pacientele obeze. Da. Practic, care ar fi recomandarea ta? Se recomandă vreodată regim alimentar în sarcină, adică în scopul de a slăbi în sarcină? Nu recomandă niciun obstetrician și niciun nutriționist nu va recomanda slăbitul în sarcină. Însă dorința este de a nu acumula mai mult de 7 kg. Da. Este evidentă creșterea ponderală minimă pe sarcină, da? Din cauza conținutului uterin, fătul, placentă, lichid amniotic. Deci sunt niște lucruri care nu pot fi sunt oricum. Da? Deci există. Anumită greutate minimă în sarcină trebuie să luăm. Da? Corect. De asta s-a și rămas la numărul de 7. Uh-huh, cumva o medie înainte, acum vreo câțiva ani, dacă nu mă înșel vreo 10, limita era mult mai permisivă, limita superioară. Da. În schimb, femeile s-au îngrășat foarte mult în cursul sarcinii și a mai scăzut limita minimă, da. Într-adevăr, slăbitul în sarcină duce la eliberarea anumitor toxine din țesutul adipos vechi, deci din grăsimea veche, stocată, celulită și tot ce era înainte. În momentul în care ea se dizolvă, vrea să se topească, da? Eliberează și aceste toxine care sunt deosebit de periculoase pentru bebeluș. Și nu se recomandă, adică, sigur, cum a spus colega, încercăm să luăm cât mai puțin în sarcină, iar după naștere vom găsi o soluție tot cu ajutorul unui nutriționist, da, ca să ne revenim cât mai repede și să ajungem la o formă fizică dorită. Bun, deci cumva trebuie să încercăm să ne menținem în această greutate ideală, da? Așa, și cum ar fi, nu știu, partea de micro și macronutrienți, cum ar trebui să o gestionăm parcursul sarcinii? Adică spre ce să ne focusăm sau cum trebuie să arate un plan alimentar corect. Echilibrat, da. Dacă vorbim de macronutrienți, sunt aceiași pentru toți oamenii de pe pământ, da, avem trei grupe mari, carbohidrați, grăsimi și proteină, sigur. De dorit pentru toată lumea, dar mai ales pentru femeia însărcinată, ar fi de consumat carbohidrații complexi, adică cereale integrale, năut, mazăre, fasole chiar dacă sunt discuții diverse, bine, pe partea de alăptare. Da. Ca și gramaj, ar fi undeva la 175 de grame pe zi. Mă refer aici la o pacientă normoponderală. Da. Exact. Dacă vorbim de proteină, crește un pic procentul cu 20% față de o femeie care nu este însărcinată. Adică este necesar puțin să mâncăm mai multe proteine decât normal. Mai multe proteină, dar ar fi standard 1,1. Da, nu stă nimeni să măsoare. Nu stă nimeni, ar fi, dacă o femeie normală mănâncă 50 de grame de proteine pe zi, acum ar fi 70 de grame, de grame pe zi. Uh-huh. Iar ca și grăsimi, nu necesită o suplimentare, însă încercăm să ne alegem surse cât mai potrivite, cum ar fi peștele gras. Da, sursele de omega 3, uleiul de măsline, avocado, exact. Da, tot ce înseamnă grăsimi neanimale. Da, într-adevăr. Și despre micronutrienți, de exemplu, tu recomanzi administrarea suplimentelor alimentare? Recomand suplimentele alimentare doar cele specifice gravidelor și mai ales când este o problemă cunoscută. Da. Cred că fierul face parte dintr-un micronutrient foarte important, deoarece pe tot parcursul sarcinii avem de-a face cu anemie fiziologică. Da. Vorbim de anemie sub 11 grame pe decilitru în trimestrul 1 și 3, iar în trimestrul 2 sub 10,4. Pentru că spun asta, foarte multe paciente spun am anemie, cam 11,4. Da, da. Însă sau este puțin o diluție, deci există o retenție de apă și cumva cât aveam noi înainte, se diluează în mai mult lichid și pare a fi anemie, dar sigur, sunt și mai multe, adică diagnosticul de anemie în sarcină este puțin mai complex decât valoarea hemoglobinei, să spunem standard, așa. Exact. Da. Și cred că următorul micronutrient important ar fi acidul folic, care trebuie folosit atât preconcepțional cât și în sarcină. Mai modern, acești derivați de acid folic. Exact, ultimul trend, sigur că da. Cu administrarea zilnică, bineînțeles, măcar până la 15 săptămâni. Da. Sigur. După care ar fi iodul. Iodul, care are rol foarte bun în dezvoltarea sistemului nervos central la copil. Adică, în general, graviduțele care iau
vitamine ce conțin iod și omega-3 au cumva copilași mai deștepți, da? mai cu tendințe intelectuale mai bune. Bineînțeles, dacă ne ocupăm de ei. Așa. Sigur. Așa. Și da, asta este o chestie importantă. Legat de mitul acesta că vitaminele, cine ia vitamine de sarcină se va îngrășa foarte mult, ce părere ai? Adică sunt gravide care evită să ia vitamine, indiferent dacă le recomandă medicul, numai pentru că le frică să nu crească în greutate. Cred că adevărul e undeva la mijloc. Adică e clar că există și un comportament alimentar nepotrivit. Uh-huh. Adică mâncăm pentru doi, creștem anumite porții, însă sunt și anumite vitamine care îți pot crește apetitul. Cum ar fi cele din grupul B. Exact, cum sunt cele care conțin uh-huh. vitaminele B și... Recunosc că nu sunt foarte prietenă cu ele, decât dacă într-adevăr avem o reală problemă. Da. În general, gravidele care au o alimentație cât de cât echilibrată, adică care mănâncă în principiu mai de toate și nu au de intoleranțe severe, adică să zicem nu mănâncă carne deloc sau nu mănâncă ceva anume deloc, în teorie n-ar avea nevoie neapărat de vitamine de sarcină decât în primul trimestru, că mă rog, sunt niște necesități speciale. Dar într-adevăr și eu, ca și colega mea, evităm să recomandăm vitamine de sarcină foarte bogate în spectru de vitamine B, pentru că într-adevăr, crescând pofta de mâncare, nu toată lumea are rigoarea, da, așa de a-și înfrâna dorințele. Mai ales că există și acest mit al poftelor la gravide. Da, este încă este acest mit al poftelor care transmit practic niște carențe, însă dacă ele apar, cred că ar trebui să ne orientăm spre alimente cât mai corecte, dacă putem vorbi de corectitudine. Să spunem că o femeie sărcină spune, doamna doctor, dar mie mi-este poftă de dulce, de nu mai pot. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă, în primul rând, o carență a magneziului și ar trebui să facem o cură de magneziu de 10 zile pe lună, așa cum se recomandă. Și dacă totuși nu ne putem înfrâna această dorință, să alegem, spre exemplu, fructe în prima parte a zilei sau un iaurt în a doua parte a zilei, dacă și gustare mă refer. Da. Însă, dacă pacienta urmează un plan corect și are mese practic la ore rezonabile, adică mic dejun, prânz, cină, tendința asta de a mânca apare atunci când, practic, mâncăm insuficient. Uh-huh, uh-huh. Dacă reușim să ne alimentăm corect în cursul zilei, n-ar trebui să mai apară senzația de poftă. Cum gestionăm situația în care gravida spune că eu sunt vegetariană sau eu am anumite particularități din astea legate de planul alimentar și au frica că respectivul copilaj nu va crește normal sau, eu știu, va avea diverse particularități? Într-adevăr, pacientele vegetariene sau lacto-vegetariene ar trebui să aibă totuși o atenție sporită pentru a menține totuși nivelul de proteină zilnic. Uh-huh. În același timp, în primul trimestru, pacientele fiziologic au o inapetență, o repulsie față de carne. Neapărat, Și recomandarea mea personală ar fi să-și găsească alte surse de proteină. Putem consuma inclusiv soia. Dacă nu e varianta mai puțin. Dacă se poate organică. Sigur, dacă se poate organică. Dar sunt mai multe variante de a înlocui carnea încât să nu avem de suferit pe partea macronutrienților, adică a proteinelor. Apropo de soia, există un trend sau o formă mai modernă așa de abordare. Sunt foarte multe firme care promit tot felul de, sub forma unor reclame împachetate așa frumos, că dacă respectiva femeie însărcinată va consuma respectivele shake-uri sau ce suplimente pe parcursul sarcinii, ea nu va mai lua în greutate și așa. Aceste produse conțin foarte des soia, care nu neapărat este organică, și aloe și alte produse din astea care nu sunt neapărat recomandate în sarcină. Ce părere ai despre aceste suplimente nutriționale? Sunt aproape convinsă că n-ar trebui să ne abatem de la drumul cel bun, adică nu putem să avem scurtături către un corp sănătos, decât dacă facem alegeri la fel, sănătoase. Adică dacă noi mergem cu mașina de la Iași la București, ne trebuie benzină. Noi dacă punem motorină, ce se întâmplă? Se strică mașina, da? Așa și noi. Odată ce ajungi să introduci în corpul tău substanțe care nu sunt tocmai potrivite corpului tău, va ajunge să sufere. Pe lângă faptul că nu ne obișnuim să mâncăm corect, s-ar putea să-i dăuneze și fătului. Da, pentru că știți că aloe vera este una din produsele contraindicate în sarcină și
în ciuda reclamei foarte insistente a anumitor game de produse, așa, vă recomand, n-am nimica cu ele, dar vă recomand în sarcină strict să găsiți soluții, să vă orientați mai mult către o alimentație echilibrată și, dacă se poate, din sursă cât mai calitativă și, eventual, după naștere, da, pe perioada alăptării, când oricum vom invita din nou pe colega să ne povestească când ajungem la capitolul de alăptare, să ne povestească cum anume ne revenim la o formă foarte bună și în cel mai scurt timp, fără să afectăm producția laptelui, bineînțeles. Care e cea mai importantă. Care e cea mai importantă. În perioada de alăptare, da. Sigur. Există tot timpul discuția asta vis-a-vis la gravide, da, de calitate versus cantitate. Adică multă lume crede că momentul în care rămâne însărcinat este atât de mare necesarul pentru copil încât trebuie să mănânce mai mult. Așa este. Să nu uităm expresia, ia, hai să mâncăm pentru doi. Da. Doi, trei, câți vom fi. Câți am fi. Sigur, în primul trimestru, în primul rând, nu avem nevoie de nicio suplimentare ca și calorie. Da. Începând cu trimestrul 2, într-adevăr, avem nevoie de 250-300 de calorii. Cât suplimentare. Înseamnă asta? Adică vorba obișnuită. Ca... Exact. Să ne gândim la o variantă de gustare. Uh-huh. Ar fi o banană, un măr și un iaurt, spre exemplu. Da. Dacă alegem altă variantă, un sandwich. Sau da, poate chiar o bucată de carne, de pui, spre exemplu. Uh-huh. Adică tendința este, într-adevăr, de a consuma mult mai mult de atât. Uh-huh. Nu cred că multă lume s-a gândit că în sarcină pot mânca doar atât și să fie suficient. Da. Adică, asta vreau să zic, nu avem nevoie de un aport excesiv în al doilea și al treilea trimestru. În primul trimestru, clar, copilul nu ia nimic din, practic, din... Și multe mame chiar slăbesc pentru că nu au poftă de mâncare sau chiar nu pot mânca. Dar și nu se întâmplă, sigur, nimic cu copilul. Nu se întâmplă. Nu, pentru că hormonii îl susțin în perioada Da, aceea. Și copilul are, deci, câteva zeci de grame, dar nu vă imaginați acum că dacă dumneavoastră mâncați o farfurie dublu, da, copilul va crește dublu. Deci nu are nicio legătură. E clar că și în momentul în care suntem într-o situație aparte, adică suntem subponderale, da, poate chiar suferim, nu știu, de vreo boală, anorexie, bulimie, da, e clar că și fătul va avea de... Adică în ambele situații, în afară de cea ideală, vorbim de sănătate, copilul va avea de suferit, da? Adică există risc la mamele care sunt subponderale să facă copii cu greutate mică. Adică la femeile prea slabe, da? Deci prea slabe, există, da, totuși un concept de prea slab, deși sigur, valorile din ziua de azi promovate pe Instagram și așa au distorsionat foarte mult ce înseamnă normal și ce înseamnă sănătos. Pentru că noi, ca să ne calculăm dacă suntem prea slabe, nu este ce ni se pare nouă în oglindă, este ce ne spune indicele de masă corporală, da, calculat de către nutriționist, și dacă noi suntem sub acel nivel care este minimul, 18, sub 18, raport înălțime-greutate, suntem deja prea slabe, iar femeile subponderale au riscuri foarte mari de naștere prematură, da? De restricție de creștere intrauterină, adică bebeluși care nu se dezvoltă suficient de tare și tot felul de alte complicații. Adică nu este ok nici așa. Da? Deci nici nu ținem regim în sarcină ca să slăbim atunci, dar nici nu, cum să zic, nu facem o obsesie din a nu lua niciun gram în sarcină, pentru că există și tendința asta. Avem gravide care sunt obsedate să nu ia niciun gram în sarcină, ceea ce, bineînțeles, este imposibil, dar pur și simplu au o rigoare și sunt obișnuite să nu mănânce, astfel încât în sarcină au tendința în continuare să nu mănânce. Adică chiar și în situația asta fătul va avea de suferit. Exact, deci totuși, copilul este prioritar și chiar dacă se acumulează niște kilograme pe parcursul sarcinii, fie singure, dacă sunteți obișnuite, fie cu ajutorul unui specialist, vă veți reveni în formă în câteva săptămâni sau luni cel mult, da? Fără nicio problemă, dar important este să nu vă puneți bebelușii în pericol, pentru că există... În sarcină, din păcate, corpul femeii are tendința de a-și păstra, practic, capacitatea reproductivă, da, și cu prețul de a-și sacrifica sarcina actuală. Adică dacă vorbim iarăși de o femeie extrem de slabă, ea practic își va păstra resursele pentru ea, în detrimentul fătului. Da, în scopul că dacă cumva copilul plătește ceva, mama să fie capabilă să facă pe al doilea. Da, există ordinea priorităților și în metabolism, bineînțeles, și este totuși asta o problemă, pentru că, din păcate, după cum vedeți, se promovează niște standarde, de slab versus gras, destul de modificate față de ce înseamnă, de fapt, starea de sănătate a unei femei. Și, bineînțeles, că și femeile subponderale au probleme de fertilitate. Unele au amenoree, efectiv nu au menstruații deloc și nu reușesc să rămână însărcinate. Nici excesul, da, deci nici să fim prea grase, nici să fim prea slabe nu e bine, în scopul vorbim strict legat de partea de sarcină.
Legată de activitatea sportivă în sarcină, ce recomandări ai? În primul rând, dacă sarcina nu are nicio contraindicație medicală, cred că recomandarea este cea uzuală. Adică dacă ai fi mers la sală de 3-4 ori, să mergi o dată de 2 ori. Dacă nu făceai niciun efort suplimentar, nu ne apucăm acum de mers la sală. Nu începem să mergem la sală, însă cred că totuși o plimbare sau nu știu. Da. Deci ar fi, cum să zic, trebuie să ne menținem activitatea pe care o aveam înainte. Sigur. Nu ne apucăm acum să facem ceva suplimentar. Sigur, în absența contraindicațiilor medicale. Și este important să nu devenim couch potato, adică gen, sunt însărcinată, sunt bolnavă, stau la pat. Corect. Pentru că nici asta nu este bun. Sarcina nu este o boală. Da, și agravează tendința spre obezitate, pentru Sigur. Că nașa asta este o problemă. Și iarăși noi, ca și ginecologi, recomandăm păstrarea vieții sexuale și pur și simplu oxigenarea cât mai frecventă, adică nu neapărat să facem cardio, exerciții cardio, dar suficient să vă plimbați într-un parc, să mergeți, nu știu, într-o pădure undeva, unde e aer curat, nu pe marginea bulevardului. Așa. Sigur va îmbunătăți, în primul rând, tonusul, în general. Exact, exact. Și există foarte multe avantaje vis-a-vis de păstrarea unui tonus bun. Adică femeile, indiferent de metoda de naștere, dar mai ales a naștere naturală, cine își menține un tonus bun al abdomenului, da, al mușchilor din zona perineului, ar avea o șansă mai mare să aibă, cum zic, o naștere mai ușoară și o recuperare mai ușoară după asta. Și noi recomandăm foarte mult dintre sporturi. Ce recomanzi tu? Cred că cea mai potrivită ar fi yoga, deoarece nu sunt niște mișcări mai statice, nu necesită, da. Nu e niciun pericol din punctul meu de vedere pentru, adică nu ridici greutăți, îți găsești cumva o poziție și cred că are beneficii importante pentru ambele nașteri, indiferent de cum alegi sau trebuie să naști, cred că beneficiile sunt importante. Da. Yoga ajută foarte mult și pe partea de fizic, da? Dar și pe alte părți. De exemplu, copilașii cumva născuți din mămici care practică yoga prenatală sunt cumva mai armonioși, așa. Și mămicile sunt mai relaxate, mai zen. Și copiii sunt la fel. Nivelul de stres este scăzut la aceste mame, în general. Nu prea au complicații foarte multe, da? Au mai rar hipertensiune, mai rar alte probleme. Au un tonus foarte bun muscular și își revin repede, dar pur și simplu sunt, nu știu, sunt luminoase, deci sunt bine, da? Sunt femei care se vede că pur și simplu trăiesc un fel de sarcină conștientă, să-i spunem așa, și sunt niște persoane mai speciale. Am observat femeile care așa practică este. Yoga prenatală sunt practic ca la carte, da? Niște graviduțe care își asumă înțeleg, cumva și conceptul de sarcină și corpul, da. Și nasc frumos și se recuperează frumos și este o formă foarte zen așa de a trăi. Cred cumva că trebuie să-ți accepti perioada de sarcină și să o îmbrățișezi și să o iei ca atare cu tot ce vine ea. Da, din păcate nu putem trece prin sarcină fără kilograme în plus. Trebuie să ne acomodăm cu ideea asta, dar în schimb putem totuși să deprindem niște obiceiuri alimentare corecte, indiferent că suntem însărcinate sau nu, dar cu atât mai mult dacă suntem însărcinate și să facem din asta un drum frumos, adică cu și pe termen lung. Și pe termen lung, clar, pentru că se spune că învățăm din ce fac părinții noștri și nu ce spun. Da, așa este. Așa că Legat de partea psihologică, sunt foarte multe femei care, cum să zic, în momentul în care, să zicem, rămân însărcinate și observă că încet, încet acumulează în greutate, se uită în oglindă și nu prea se mai recunosc, deja încep să aibă o tendință spre depresie, care, bineînțeles, postpartum se va agrava și de foarte multe ori ne aflăm în situația în care, efectiv, depresia postpartum are ca principal factor, da? Faptul că femeia respectivă nu își mai recunoaște propriul corp, nu se mai simte bine în pielea ei. Cum putem gestiona problema asta? Nu, acum depinde dacă este dispusă să accepte ajutor. E clar că atât în consilierea nutrițională, cât și în depresia postnatală avem nevoie de ajutorul doi specialiști. Da. Da, sigur. Nu putem trece mai departe dacă nu abordăm un psiholog pentru a ne ajuta clar și a identifica problema. Chiar și în problemele și în tulburările de tip alimentar, avem nevoie de suportul unui psiholog. Uh-huh. Este mult mai ușor, deoarece nimeni nu ajunge supraponderal sau obez fără a avea un motiv. Da. Marea majoritate au niște probleme. O anumită suferință sau o anumită chestiune care, prin își mâncare, se refugiu în alimente. Da. Deci cred că cea mai important ar fi practic să se focuseze ele pe o formă de prevenție, oarecum, ca să nu ajungă în situația în care, eu știu, situația devine chiar disperată spre final de sarcină sau după. Așa ar fi ideal, însă dacă nu reușesc totuși să înceapă,
cât mai repede un plan nutrițional, pentru că scurtătură, din păcate, nu există. Nu există, da. Ce ne poți spune despre situația particulară în care femeia este însărcinată cu gemeni sau tripleți, sarcina multiplă, legată de câștigul ponderal? Da. Și dacă vorbim de o sarcină multiplă, gemeni sau tripleți, și sunt frecvente în ultimul timp, datorită tehnicilor de reproducție asistată, a crescut foarte mult, recomandarea este de 16-25 de kilograme. Da. Chiar un pic mai mult spre sarcina multiplă, adică de la 3 în sus. Da, înțeleg. E sigur, o diferență semnificativă. Este, da, și cumva să nu se sperie mămicile dacă depășesc cumva 15 kilograme, să se considere că e normal. Totul e, din păcate, la dublu, adică din fericire, că bucuria va fi la dublu, însă volumul va fi la dublu, adică să nu fie desperiat, da. Mai sunt întrebări vis-a-vis de aceste alimente interzise în sarcină. Care ar fi lista alimentelor complet interzise? Pe primul loc se află carnea crudă, clar, și carnea insuficient de bine preparată termic. Uh-huh. Spun asta pentru că putem achiziționa sau să ne împrietenim cu salmonela. Da. Și, evident, toxoplasmoza atât de periculoasă, listeria periculoasă în sarcină. Uh-huh. Pe locul 2 ar fi oul care la fel este crud, da? Nu vorbim de oul fiert sau omletă, în schimb oul crud. Sau produsele derivate din ou crud, gen maioneză, prăjituri, tiramisu, alte chestii făcute cu ou crud, da, corect. Așa. Ar fi alcoolul, cred că e foarte important de evitat. Da. Bineînțeles, alimentele procesate, mezeluri, uh-huh, dulciurile rafinate și peștele oceanic, deoarece conține o cantitate mare de mercur. Vorbim de pești mari, că peșteșorii mici. Sigur. Rechinul, macroul. Da, pește spadă. Exact. Da. Însă, recomandarea totuși este de a consuma de 2-3 porții pe săptămână de pește local. Uh-huh. Păstră, caras, crap, adică asta datorită omega. Da, beneficiilor legate de, da, consumul de omega 3. Da, ce altceva? De exemplu, sunt foarte multe întrebări vis-a-vis de următorul subiect. De exemplu, eu vreau să mănânc pește, dar este recomandat să mănânc somon afumat, de exemplu? Adică alimentele afumate în general, nu știu, mezeluri afumate sau alte... Nu sunt recomandate mezelurile afumate, nici somonul afumat. Se poate consuma somonul, dar gătit și avut grijă, adică trebuie evitat să nu fie bine gătit. În general, afumatul, marinatul, astea sunt forme, nu este o formă bine preparată termic de a găti alimentele. Deci când vorbim de gătit, înseamnă la cuptor, la abur. Da, trebuie, da. Spre exemplu, oul fiert trebuie fiert ținut 7 minute. Da. Da, deoarece se folosește timp îndelungat în cazul în care există practic o bacterie, ea să moară în timpul ăsta. La fel și la carne. E același principiu. Legat de excesul de sare sau alimentele care conțin excesiv sare, nu știu, murături, că sunt foarte multe gravide care le poftă de murături și sunt care ar mânca dimineața la prânz și seara. Da, sigur. Tot în capitolul pofte, însă e clar că vom avea o retenție și mai mare. Pe lângă componenta fiziologică a sarcinii, vom avea de suferit și din cauza ei. Da. Edemul poate fi chiar important. Și tendința la hipertensiune, alte complicații și așa. Sigur. Există și foarte multe alimente care ascund sarea, adică aparent ele sunt ok, dar nu știu, poate... Ascund zahărul. Și care ascund zahărul, da, de tip, nu știu, mezelurile sunt foarte sărate. Eu știu, alimente astea de tip popcorn, chipsuri sau alte ronțăieli, da, care conțin sare, pufuleți, eu știu ce, stixuri și așa, pe motiv că, hai că nu mănânc ciocolată, mănânc stixuri sau mănânc și, așa. Din păcate, da, au și zahăr. Chiar au și zahăr. Asta e cea mai periculoasă combinație, zahărul și grăsimea. Da, da. Ar trebui de evitat, adică cel puțin nu împreună. Da, exact. Sigur, noi vrem să ne focusăm, practic, ca să vă arătăm informația asta, în scopul de a înțelege că, practic, totul este așa. Nu trebuie să stăm, bineînțeles că nu stă nimeni să-și calculeze câte calorii am mâncat azi sau prea puțină lume este așa riguroasă. Dar trebuie să înțelegem că porțiile trebuie să fie de o anumită... Să fie normale pentru o femeie de vârstă fertilă, da? Vorbim de o femeie tânără, da, până în 40 de ani, da? În care are de consumat undeva între 1600-1700 de calorii. Dacă vorbim de trimestrul 3, ar trebui să... suplimentăm cu... să ajungem la 2000 de calorii. Deci, asta înseamnă, 300 de calorii nu-i foarte mult. Exact. Tendința este, practic, de a dubla
Da. Caloriile. Uh-huh. Adică consumul este unul excesiv și asta îmi spun pentru că văd paciente foarte tinere care depășesc normalul. Câte multe femei obeze sunt care rămân însărcinate, adică și care au probleme ulterior eventual? Am observat o tendință mai mare la pacientele care au obținut al doilea copil, uh-huh. adică au acumulat greutatea pe prima sarcină, pe a doua și n-au mai reușit să ajungă la greutatea dinaintea sarcinii. Da, da. Cum am spus și la început, tendința este de a crește foarte mult. Mai ales la tinere, lor. Nu? Adică... Și mai ales la segmentul, da, de 30-39 de ani, tendința este în creștere, da. Din păcate. Noi vedem așa, sigur, că sunt avantaje și dezavantaje vis-a-vis de vârsta la care rămâneți însărcinată. De exemplu, femeile tinere nu prea sunt așa riguroase, adică mănâncă cam orice, da, așa, și de obicei iau mai multe kilograme în sarcină. Partea bună este că, să spunem că le ajută metabolismul să mai slăbească ulterior, da. Să-și mai revină. Femeile care, să zicem, rămân însărcinate după 30-35 de ani, uneori sunt mai riguroase și sunt mai atente la ceea ce mănâncă, dar în același timp mai greu și revenit. Chiar dacă acumulează 5-7 kg, să zic, după sarcină, câteodată chiar nu reușesc să le dea jos nici pe alea și rămân așa până la al doilea copil și tot așa acumulează și este într-adevăr o problemă practic de sănătate publică, dacă tot vorbim de pandemie acum. Da, chestia cu obezitatea a devenit o epidemie, sigur că da, da. Dacă ne uităm cel puțin în vest, da, este chiar o problemă de sănătate publică și anumite zone ale țării la noi unde se încurajează mâncatul mai mult decât normal puțin. Clar că trăim într-o societate în care se consumă extrem de mult și se consumă alimente deja preparate. Când uh-huh. vorbim deja preparat, toate lucrurile sunt adăugate. Sare, zahăr, grăsimi. Diversi... Și nu mai avem control asupra lor. Atât timp cât tu îți gătești, știi exact cât ce și pui. Ce trebuie să pui. Da, exact. Da, da. Însă nu poți controla. Nu poți controla nici măcar într-o supă cremă pe care o mănânci la restaurant. Da, da. Deoarece nu știi câtă smântână. Și aici ajungi să te furi de zi cu zi și să spui, dar nu am mâncat decât o supă cremă, în regulă, dar e posibil ca pe ziua respectivă să-ți depășești grăsimile și așa să fie și mâine și poimâine și ușor-ușor acumulăm kilograme. Pentru că e suficient, da, mici derapaje mici, să facem. Da, de zi cu zi. Încet-încet se destabilizează situația. Exact, da. Exact. Oricum, această discuție noi o să continuăm cu colega noastră în momentul în care o să terminăm subiectele legate de naștere și așa și o să revenim să discutăm despre cum anume ar trebui să procedăm ca să ne revenim foarte repede în formă și să scădem în greutate cât mai repede. O să invităm de nou pe doamna doctor să ne povestească detalii atunci. Până atunci îi mulțumim foarte mult pentru prezență. M-am simțit foarte bine. Da, și noi. Și suntem super recunoscători că ai împărtășit cu noi toate aceste noțiuni. Mare drag foarte, foarte mult, cum să zic, căutate pe internet de o mulțime de oameni. Și contează foarte mult când informații corecte vin de la oameni competenți și mai ales care le împărtășesc gratuit. Doamnelor, și te mai așteptăm data viitoare, abia așteptăm să ne revedem. Crăciun fericit! Sărbători cu bine! Și ne vedem săptămâna viitoare!